sfârșit dumneavoastră cunoașteți rapoartele care s-au făcut pe descentralizare la județele Filor. Deci, practic, probabil că la dumneavoastră s-a pilotat, dar fără bani. Cum s-a pilotat, probabil, în fiecare județ. Că până la urmă... Singurii care au avantaj sunt ei. Din punct de vedere financiar. Da, pentru că la dumneavoastră s-a trecut la salarizare peste 40 de ani vechime, am și o indemnizație, zicem noi, destul de bună. Este adevărat. Mă întrebați cum vor fi asigurate resursele financiare la nivel de localitate. Și administrat. Și, da, și administrat. Sunt convinsă că în momentul în care se va face finanțarea pe relev și, bineînțeles, se vor da și factorii de corecție, pentru că în localitățile din județul Maramureș avem unități școlare de pe raza unei comune care se ridică la, nu știu, maxim 150 de lei. Deci în momentul în care se va da această finanțare pe relev, sigur nu vom avea unități școlare la nivelul unei localități care să aibă un număr mic de elevi. Se va trece la, zic eu, la comasarea acestor școli și va fi probabil o școală puternică în fiecare comună. Dar nu mai avem în cele 200 de lei trebuie să avem. Acum 300. Deci acum 300 de lei. Dar vă spun că la noi în județ sunt 216 unități cu personalitate juridică. Dar avem 363 de școli, de structuri, plus PJU. Și avem și structuri în care avem 33 de copii în clasele 5-8. Deci și primarul, și cadrele didactice, și părinții preferă să aibă personal necalificat, să aibă o dotare destul de slabă, dar să rămână în localitatea dumnealor izolat, deci să facă simultan și să avem 33 de copii, cum vă spuneam, decât să meargă la școala de centru, unde ar putea să crească efectivul de elevi în clasele, în fiecare clasă. Deci eu zic că prin factorii de corecție care vor fi, eu știu, care vor ține seama de specificul fiecare unități școlare, nu va fi o problemă cu salarizarea cadrelor didactice. Nu vor